Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru marți. Așa cum vedeți, e și pisica aici cu noi, nu vrea să ne lasem pace. Sper că ați văzut filmările pentru această săptămână. Dacă nu, vă invit cu mare drag să o faceți. În weekend avem o lună plină în pește, așa că urmează evenimente foarte importante. Și de asemenea, vă invit și la previziunile pentru luna septembrie. Cei care sunteți interesați de astre și ce anume ar putea să vă aducă tranzitul lui Venus prin semnul Fecioarei în această lună septembrie, vă invit cu drag și la acea filmare, a apărut undeva duminică, o găsiți la secțiunea videoclipuri. Bun, dragilor, ziua de marți e foarte frumoasă, să știți, foarte intensă, se întâmplă lucruri marți. Discutăm despre o tensiune care apare, să știți, din uh, zona aceasta a abandonului, nu știu, apar tot felul de tensiuni, apar tot felul de temeri în această zi, dar vedeți că este o zi în general foarte bună să ne rezolvăm problemele fiecare în domeniul în care tot suntem încercați, da? pe acolo pe unde este nodul nord, Uranus, o să discut exact pentru fiecare zodie în parte. Și, de asemenea, să știți că este o zi bună în care putem să încheiem, putem să finalizăm ceva. Și asta este absolut fantastic. Dar, repet, o să discutăm pentru fiecare zodie în parte. Cărțile de tarot vin cu următorul mesaj. Arcana Majoră în în contextul acestei Arcane Majore. Și să știți că aici e clar vorba de o zi de marți cu senzații tari. Se întâmplă lucruri, simțim totul foarte, foarte intens, și asta e interesant. Facem tot felul de alegeri, da? Alegeri importante. Cei care sunteți într-o relație și aveți o întâlnire în ziua de marți, vedeți că este o zi cu uh, foarte multă pasiune. Așa că vedeți ce faceți. Uh, o zi în care se încheie o karmă, o zi în care se pot face, știu eu, practici spirituale împreună cu persoana iubită. Sau împreună cu cineva. Călătorii îndepărtate, iar sau vești pe care le putem primi. persoane care. Uh, pot lua legătura cu noi, dar sunt persoane ori din străinătate, ori sunt. Uh, conversații pe internet. Iarăși tot ce ține de internet, tot ce ține de tehnologie, vedeți că. Uh, nu știu ori o ia razna tehnologia internetul în ziua de marți ori în alte cazuri e vorba de tot felul de vești bune care apar, vești care ne bucură, care ne determină să avem o mai mare încredere în noi. Sunt vești foarte pozitive în cele mai multe cazuri. Dar pe scurt, ziua de marți vine cu energii bune, avem încredere în noi, simțim că suntem invincibili, e bine, hai să ne folosim de această energie, hai să facem schimbările pentru că Chiar și cele schimbări mici, da, în programul de masă sau în viața noastră de zi cu zi. Și alea mici au un rol foarte important, că totul e cu un rost în lumea asta. Știți și voi acest lucru. Hai să vedem acum ce ne spune și oracolul. Sper să rămână liniștită pisica. Bun, se pare că e cazul să dăm dovadă de multă iubire, iubire de sine, iubire uh, față de ceilalți. Și e interesant că poate e ok să facem lucrurile fix așa cum simțim da, în ziua de, uh, de marți, pentru că ne-ar fi mult mai benefic. Chiar am putea să ne apropiem mult mai mult de noi, de sufletul nostru interior. Deci sunt tot felul de activități care se întâmplă în ziua de marți și care sunt extrem de benefice, care sunt extrem de pozitive pentru toată lumea. Și așa cum am spus, sunt lucruri pentru pentru suflet în mod special. Da, sunt și cazuri în care, vedeți că situațiile care erau încălcite, relații încălcite, situații din acestea care nu vă conveneau, vedeți că se rezolvă, dar nu neapărat într-un mod extrem de, de plăcut. Dar ideea e că măcar scăpăm de el. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați. Ascultați și de la zodie și de la ascendent. Vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, apăsați și clopoțelul și sunteți primii care aflați atunci când apare uh, o citire nouă. Începem cu berbecul. Uh, voi astăzi sunteți concentrați pe uh, pe carieră, vreți să lucrați, vreți să schimbați ceva și vedeți că apar tensiuni din familie. În schimb, berbecul reușește să rezolve o problemă financiară astăzi și de asemenea un moment foarte bun în care parcă ți se schimbă așa reputația, statutul, începe să se transforme ceva foarte important pentru sufletul tău. Hai să vedem despre ce este vorba. Îndrăgostiții pentru Berbec. Deci, e clar, o zi cu senzații tari pentru tine, o zi în care iei decizii importante, dar poate să fie și o zi romantică. Văd aici faptul că, în urma acestei decizii, Berbecul are o încredere mult mai mare în forțele proprii, și pentru cei care vă doreați, voi neapărat ca un lucru să iasă așa ca voi. Tot înainte că acum e momentul vostru. Și uite, văd foarte multă pasiune pentru Berbec, astăzi, foarte multe mesaje pe care le primești, foarte multe drumuri pe care le faci. Energia generală, șase de bate, deci o bucurie pentru Berbec, o victorie în ziua de marți. Sper că n-am zis miercuri. Poate e ceva ce se menține și miercuri poți avea o legătură cu zodia Gemeni. Zodia Taur. Taurii astăzi au legătură foarte intensă cu străinătatea, studiile înalte, spiritualitatea și foarte interesant este faptul că tensiunile apar pe zona drumurilor pentru Taur. Dar, vezi că sunt acolo niște lucruri, în familie, în zona prietenilor, pe acolo apar niște tensiuni, dar le rezolvi. E important faptul că taurul reușește să-și clarifice puțin statutul, cariera, reputația. Vezi că rezolvi ceva important care ține de locul de muncă, în alte cazuri. De asemenea, taurul începe și. Se raportează puțin diferit la relația cu ceilalți. Nu știu, îți vine o persoană în vizită, vorbești cu cineva la telefon, dar vezi că e o persoană ori mai spirituală, ori dintr-o altă țară, ori dintr-o altă cultură, și care să știi că te ajută foarte mult să schimbi ideea despre tu ce înseamnă relaționare. Poți să semnezi un contract, știu eu, care să te ajute sau să faci o înțelegere. Valetul de spade. Ești foarte curios și foarte, sau foarte curioasă să afli diferite lucruri în această zi. Ești nerăbdătoare sau nerăbdător în legătură cu un drum lung sau în legătură cu o așteptare foarte mare. Parcă ai așteptat foarte mult timp un anume moment și acum în sfârșit se rezolvă. Unii tauri se pot interesa de o călătorie în străinătate sau de un drum lung. Ultima carte pentru tine. Văd aici o întâlnire, o revedere. Poate să fie o întâlnire cu un membru din familie, cu un prieten, cu persoana iubită. O întâlnire importantă pentru taur. Și văd aici că are legătură cu faptul că tu ai așteptat foarte mult această zi sau ai așteptat foarte mult această situație în care te afli. Dacă așteptai să rezolvi o problemă, cu banii să știi că reușești. Zodia Gemeni. Gemenii sunt puși pe, pe, transformări. Vezi că apar niște tensiuni pe bani astăzi, dar mai important de atât este că reușești să rezolvi ceva extrem de important uh, și care vine și cu surprize, care ține de străinătate, spiritualitate, studii înalte. Reușești să ai așa un moment de genialitate. Unii gemeni chiar își dau seama ce anume ar trebui să închidă și chiar începând cu această zi începeți și puneți și în practică. Și vedeți că e ceva ce ține de starea de sănătate sau e ceva ce ține pentru voi de locul de muncă. Poate chiar o raportare diferită pe care o aveți în privința unui animal de companie. Asta pentru cei care aveți. E un moment special pentru gemenii în această zi. La bază, asul de spade, tu găsești aici o soluție foarte importantă pentru tine. De asemenea, este clar faptul că gemenii reușesc să iasă dintr-o indecizie, da? dintr-o situație. Poate până acum ai lucrat în două locuri sau lucrezi în două locuri, ești preocupat de două proiecte, ești prins între casă și muncă și în sfârșit astăzi iei decizia cea mare. Sau găsești o soluție. Da? Poate un bărbat te ajută să găsești o soluție. Cinci de cupe. Cinci de cupe vine și se transmite aici foarte clar faptul că m, iei o decizie în ideea aceasta de a lăsa ceva în urmă, de a închide ceva, E vorba de niște lucruri care nu ți-au plăcut, niște lucruri care nu te-au bucurat. Și văd aici că tu încerci să cauți toate soluțiile și reușești, găsești cea mai bună uh, soluție la această problemă. Ai de făcut mai multe lucruri în această zi. Și rezultatul final, cavalerul de bâte. Nu știu, mergi la o petrecere, ești la un suc, la o cafea, la o plimbare, te întâlnești cu cineva și așa mai departe. Văd aici o energie foarte tânără sau o energie de distracție, de voie bună pentru, pentru gemeni. E ca și cum sărbătorești faptul că s-a încheiat o etapă mai puțin plăcută. O etapă în care poate nu știu, poate nu știa exact cum stau lucrurile în situația respectivă, la locul de muncă, în viața ta și astăzi, în sfârșit, afli adevărul. Zodia Rac. Dragii mei raci, voi aveți o zi în care, nu știu, apar tensiuni în relații, în primul rând, dar, pe de altă parte, este un moment bun ca racul să Fac acea asociere, să fac acea înțelegere, să sune în sfârșit acea persoană. Ai ocazia să faci parte dintr-un nou grup de oameni. da, Fie că e vorba de un curs, fie că e vorba de uh, un cerc de prieteni și așa mai departe. Reușești să rezolvi ceva. Îți faci niște planuri de viitor împreună cu o persoană. Și asta e bine. Uh, de asemenea, Racul uh, schimbă o relație. Începe să schimbe din profunzime o relație. Poate chiar schimbi modul în care te raportezi la un copil, la persoana iubită, poate e vorba de un partener de afaceri. Deci reușești să finalizezi ceva. 8 de spade, un blocaj, da? un blocaj, uite și cu un nou început extrem de frumos. E ca și cum se rupe ceva, dar pentru tine e cu pace, e, e de bine. Hai să vedem, 3 de cupe și uite, văd aici o bucurie pe care o, o ai. O bucurie, o veste bună pe care o primești. Și văd aici foarte intens faptul că femeile au un rol foarte important în viața racilor în această perioadă, în această zi, da? sau pot fi două zile, depinde de tine. Mai văd foarte clar că tu reușești să te impui în fața celorlalți. Luna este cartea ta în tarot. Wow! Arcana Majoră, lumea! clar, racul încheie ceva, finalizează ceva important și văd o veste bună, o reușită, ceva care te înalță, ceva care te face să te simți absolut fantastic și văd o legătură sau un blocaj care ține de zona străinătății. Deci atenție puțin pe acolo. Zodia leu. Leii astăzi sunt concentrați pe muncă, pe starea de sănătate și vedeți că apar tensiuni la muncă sau pe zona sănătății. Pe de o parte. Pe de altă parte, leul are parte de o veste foarte bună. Se întâmplă ceva extrem de benefic, extrem de frumos la locul de muncă. Nu știu, se semnează un contract nou, te împrietenești cu o persoană, un coleg face un gest drăguț față de tine și așa mai departe. Și mai interesant este faptul că leul începe să schimbe puțin modul în care se raportează la muncă, modul în care se raportează la starea de sănătate, și asta este foarte, foarte bine. Și da, pentru unii lei, astăzi uh, puteți să puneți bazele uh, pentru a încheia o karmă de familie, dar nu e pentru toți lei. Iar cei care aveți animale de companie, vedeți că apar tot felul de surprize frumoase de acolo. Și chiar se mă rog, surprize în general, vorbind de ideea este că se accentuează relația pe care o aveți cu animalele de companie sau fiți atenți la semnele lor, pentru că vă pot oferi niște. Lucruri extrem de frumoase, niște semne care să vă ajute foarte mult prima carte turnul, deci o surpriză pentru leu, ceva se dărâmă apar niște certuri sau apare o neînțelegere undeva anume. Primești un telefon, te sună cineva, primești un e-mail și uite, văd aici un final. Ceva se încheie, ceva se dărâmă. De asemenea, dragii văd clar aici faptul că e vorba de o greunare, da? Se, nu știu, ajungi greu undeva sau te miști greu, Ai legătura aici, uite, cu o persoană foarte tradiționalistă, foarte sigură pe ea. Este o persoană care se mișcă greu, o persoană muncitoare, care să știi că te poate ajuta în ceea ce ai tu să faci. Parcă se elimină ce era rău și leul rămâne mult mai stabil, mult mai ok. Zodia fecioară. Fecioara asta se concentrează pe copii, pe. pe uh, dragoste, de ce nu? Vezi că e o zi în care ai multă creativitate și de asemenea tensiunile apar din zona prietenilor sau uh, în legătură cu planurile de viitor da? Uh, pe care tu le ai. În legătură cu o persoană sau în legătură cu uh, afacerile tale, de ce nu? Apar niște tensiuni undeva anume. Uh. Fecioarele de asemenea au o surpriză foarte plăcută din zona străinătății, astăzi, sau uh, unii chiar aveți ocazia să clarificați o problemă legată de niște acte. E ceva ce ține de locul de muncă sau de o afacere. Dacă aveți afaceri sau nu știu eu dacă vă ocupați de ceva pe cont propriu. Și de asemenea, fecioara are ocazia să schimbe, să transforme puțin relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Um, Poți să vindeți ceva legat de copilul tău interior, și asta este absolut fantastic. Wow! A început citirea, soarele. Bun. O surpriză plăcută pentru fecioară. O veste bună pe care o primești. Ai multă energie astăzi. Trei de spade. Uite, ceva nu îți place, ceva nu îți convine în legătură cu o persoană care renunță la ceva sau care lasă ceva în urmă. Pentru alții e vorba de faptul că nu prea sunteți voi atât de deschiși în privința unei încheieri, în privința unei ruperi. Da? Și văd aici foarte multă stabilitate pentru tine. Faptul că știi foarte bine ce vrei, faptul că Știi foarte bine ce se ce se întâmplă, te văd foarte sigur pe tine. În această zi. Parcă îți dai seama că ce e rău trebuie să dispară și că trebuie să îți vezi mai departe de. De treburile tale. Zodia balanță. Pentru voi este o zi în care sunteți concentrați pe casă pe familie. Mai mult decât atât, vedeți că este o zi în care apar tensiuni într-o relație de cuplu, asta dacă ești sunteți căsătoriți. Pentru alții, vedeți că sunt niște tensiuni care țin de viața privată, viața publică, pe acolo apar niște situații. Poate chiar ceva ce ține de birocrații, aveți de rezolvat ceva. De asemenea, balanța are o surpriză foarte frumoasă, surpriză total neașteptată, care ține de o afacere care ține de niște bani, de o moștenire, de un final, de o împărțire, adică ai o surpriză foarte frumoasă în legătură cu un final, în legătură cu o transformare și reușești să finalizezi ceva pentru casa ta. Nu știu, finalizezi lucrarea, finalizezi ceva, arunci ceva din casă, rezolvi o problemă cu un membru din familie și așa mai departe. Ai 4 de spade, se pare că ești foarte gânditor, vrei să iei o decizie astăzi, și parcă e o zi în care te gândești foarte intens la ideea aceasta de a încheia ceva cu o femeie sau, pentru alții, e vorba de a rezolva o problemă de sănătate. 9 de spade și te văd foarte stresat sau foarte stresată. Apar niște bani. Așa cum ți-am spus, apare o surpriză pe bani pentru tine, um, dar vezi că e vorba de un risc aici, da, de un risc, e ceva ce te surprinde. Și ultima carte, judecata, balanța în sfârșit se simte eliberată astăzi și te poți revedea cu o persoană dragăție sau poți să stai la masă cu cineva, să stai de vorbă și să clarifici ceva anume. Dacă aștepți o veste de mult timp, acum ea poate să apară. Dar această veste pur și simplu te te surprinde extrem de mult. Și te bucur. Zodia scorpion. Astăzi ești foarte concentrat pe rude drumuri scurte pe prieteni, îți faci strategii și vezi că apar niște tensiuni din zona străinătății sau din zona studiilor înalte. Dacă ai ceva de rezolva cu niște acte, fii foarte atent la toate detaliile de pe acolo. De asemenea, Scorpionul are parte de un moment foarte bun pe zona relațiilor, mai ales dacă e vorba de relația cu rudele sau relația cu soțul, soția și așa mai departe. Acolo reușești să rezolvi ceva, reușești să închei ceva extrem de benefic pentru tine. În sfârșit, se duce acea tensiune, cum s-ar spune. Pe de o parte, pe de altă parte, scorpionul reușește să finalizeze o strategie sau în sfârșit reușești să faci acel drum, în sfârșit reușești să faci acea mutare da, pe care tot o dorești și asta e bine. 6 de monede uite faci rost de un împrumut sau îți vin niște bani, dai niște bani, ai de achitat ceva. Chiar dacă uh, inițial, uite, ești foarte surprinsă sau foarte surprins de acțiunea unui bărbat și e ceva ce ține de tehnologie, de noutăți, ceva ce ține de zona internetului. Și uite, apare roata destinului. Deci clar, scorpionul reușește să finalizeze ceva. Iar lucrurile se deblochează, ele merg într-o anumită direcție. Regele de Cupe, foarte frumos! E vorba de o problemă din trecut care se liniștește, și asta este absolut fantastic. Văd aici o legătură puternică cu o rudă sau cu o persoană care îți seamănă foarte mult. O zic cu surprize foarte mari pentru scorpioni, dar e o surpriză bună în ideea aceasta de a împărți bani, de a face un împrumut, de a primi niște bani. Deci se rezolvă ceva ca prin minune și rămâi și tu mirat că nu-ți dai seama cum s-a întâmplat. Primești un cadou simbolic, pentru alții sunt lucruri banale, da? dar pentru unii chiar sunt lucruri serioase și intense. Zodia Săgetător Dragii mei săgetători, voi astăzi sunteți concentrați pe bani, da? vă faceți poftele, dați bani, primiți bani, vă înfrumusețați. Vedeți că apar tensiuni pe bani, atenție ce riscați, atenție în ce investiți, atenție ce vreți să închideți. Și uh, veștile bune, să spun așa, apar dintr-un drum scurt pe care îl faci spre locul de muncă. Sau e vorba de niște vești bune care apar la locul de muncă, nu știu, mai primești niște bani suplimentari, găsești o soluție, găsești o strategie să rezolvi o problemă. De asemenea, săgetătorul reușește să finalizeze, reușește să încheie ceva important legat de bani astăzi. Un anumit mod prin care tu te raportezi la bani. Sau, nu știu, în sfârșit îți vine acea comandă pe care ai dat-o de nu știu cât timp. Uite, puterea, deci clar te simți foarte bine și cu nouă de cupe. Și foarte împlinit, foarte mulțumit. Ai multă forță. O legătură cu Zodia Leu pentru alții dintre voi. Te simți invincibil. Pe de altă parte vezi că apar provocări care inițial nu îți plac, dar care îți transmiți mesajul să încerci să fii deschis sau deschisă la noutăți, pentru că acestea pot fi dintre cele mai plăcute. Ultima carte pentru tine, Eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară, văd aici, dar și faptul că astăzi tu reușești să te maturizezi, în ghilimele vorbind, când te maturizezi într-o zi, în legătură cu ideea aceasta de bani, parcă încep să abordezi lucrurile altfel. Văd aici o legătură iarăși cu o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu sau o legătură cu o persoană mai în vârstă. Foarte interesant. Ideea este că e cu bucurie pentru tine. Zodia Capricorn. Astăzi sunteți foarte intuitivi <gântări> și este o zi în care apar tensiune în relații, dar tensiunea vedeți că vine din partea celorlalți, și mai interesant de atât este faptul că tu reușești să rezolvi o problemă da, care o să te surprindă. Nu știu, îți vine o idee, te interesezi și vezi că și funcționează. E ceva ce ține de o afaceri, de persoana iubită, de un copil, de, nu știu, zona aceasta a distracțiilor, dar e vorba și de bani, da? e vorba de o deblocare asupra căreia tu acum mai ai șanse. Mai ales o deblocare financiară. Pentru alții e vorba de valoarea voastră de sine. Ce valoare aveți în fața celuilalt? Va apreciază suficient? Nu vă apreciază? Și Capricornul începe astăzi să închidă un anumit mod prin care se raportează la ceilalți. Și asta e bine. Sau vrei să-ți faci o schimbare tu în felul în care arăți. Trei de bâte, o primă deblocare, o primă victorie pentru tine, dar și un drum scurt pe care îl faci. Parcă mai este de așteptat, dar mai ai puțin, puțin. Șapte de spade. Se pare că ceva nu îți convine pe de o parte. Pe de altă parte văd clar faptul că unii dintre voi vă dați seama că e cazul să plecați dintr-un loc în care nu sunteți apreciați. Și e cazul să vă apucați pe cont propriu să faceți ceva, să faceți acea schimbare, să lucrați la ceva anume. Văd clar faptul că aici ți se cere să îți urmărești pasiunea, dar să lași puțin munca în echipă în spate pentru că nu te ajută, ci din contră tu ești o persoană foarte muncitoare, foarte asumată și e posibil să ai parte de tot felul de persoane mai puțin serioase în această perioadă ceva ce nu-ți place în legătură cu locul de muncă. Acolo poate să apară ceva. Zodia vărsător. Dragii mei vărsători, astăzi aveți o intuiție fantastică și ar fi foarte bine să o ascultați apar tensiuni pentru voi pe sănătate sau pe locul de muncă. Nu exagerați, da? nu exagerați, profitați că luna e acolo, stați, meditați, visați cu ochii deschiși și nu vă apucați și trageți de voi, că obosiți mai repede da, decât trebuie. Pot apărea discuții da, la locul de muncă, discuții care țin de o stare de sănătate, dar ă, tu astăzi reușești să rezolvi ceva Poate momentan doar în subconștientul tău, doar în mintea ta. Vezi că e ceva ce ține de casă, de familie, ceva ce ține de locurile natale. Și ai o surpriză absolut fantastică da? în urma acestei schimbări pe care o faci sau în urma acestei decizii. Pentru că unii vărsători doar iau o decizie la nivel de subconștient. Nu e ceva ce faceți fizic. Și de asemenea, în sfârșit îți vine acea idee genială, cum anume să închizi și cum anume să abordezi lucrurile. O zi plină cu surprize pentru vărsător. Surprize plăcute care vin din familie, care vin din trecutul tău. Dar este o perioadă așa de una, două, trei zile în care tare bine ar fi să reanalizezi puțin trecutul, să vezi dacă n-ai greșit undeva. O zi cu multe emoții pentru vărsător. Prima carte, trei de băte. Trei de bâte, cavalerul de cupe. Faci niște drumuri, da? te bucuri foarte mult, cunoști o persoană nouă pentru unii dintre voi. Sau acționezi într-un mod diferit, ai o bucurie mare. Dar uite, apare acest 10 de bâte care îți spune despre faptul că ori este o zi aglomerată, ori este o zi în care ceva te apasă, e o greutate acolo, ceva nu îți place, și uite, a ieșit exact Cartea Capricornului, exact ce spuneam, e cazul să nu tragi de tine și e cazul să-ți urmărești puțin plăcerile tale. Poate ar fi bine astăzi să faci doar ceea ce îți place și poate ar fi bine de asemenea să înțelegi că e cazul să lași puțin lucrurile de la sine, pentru că totul se întâmplă cu un rost, indiferent cât de apăsătoare par, par lucrurile. Nu știu, e cineva aici care tot trage de tine și spune, hai, muncește, 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 ori e ceva din interiorul tău ce trebuie să rezolvi, atenție, că oricum rezolvi, ori e altcineva. Doi de spade. Văd aici că, nu știu, parcă nu prea îți vine să comunici astăzi, nu prea știi ce să spui, nu prea știi ce să faci. Uh, trebuie să iei o decizie și nu știi ce anume. Dar sfatul este, repet, să-ți asculți intuiția și cu siguranță așa vei lua cea mai bună decizie. Atenție puțin pe drumuri, pentru că pot apărea blocaje. Zodia pești. Peștii astăzi socializează mult, intră în contact cu tot felul de oameni, cu prieteni, vă faceți planuri de viitor. Dar vedeți că apar niște tensiuni din zona persoanelor mai tinere, persoana iubită, copii, proiectele voastre, nu știu, e ceva neregulă pe acolo, o teamă a voastră, ceva se întâmplă pentru unii pești. Ce rezolvați? Păi, peștii rezolvă astăzi ceva într-un mod surprinzător, ceva ce ține de uh, rude. Da, membrii, deci membrii ai familiei, persoane foarte apropiate, vecini aveți un ajutor acolo absolut fantastic, nici voi nu vă imaginați, dar de unde vine și mai mult decât atât peștii își dau seama astăzi că ar trebui să schimbe puțin modul în care se raportează la un grup de oameni sau la o persoană anume. Aveți un ajutor absolut fantastic, v-am spus, rămâneți și voi mirați, nici nu vă dați seama de unde poate să vină și atunci vă dați seama că e cazul să vă implicați mai mult în relația respectivă sau să vă schimbați puțin modul da, în care comunicați, modul în care socializați, da, relaționați. 8 de bâte. 8 de bâte vine aici cu foarte multă comunicare pentru pești. Primești tot felul de mesaje, tot felul de e-mail-uri. de bâte înseamnă și pasiune. Pe de altă parte și cu îndrăgostiți ei, dragi pești, na. Mercur acolo în balanță. Foarte, foarte multă pasiune, foarte multă bucurie pentru pești astăzi. Și văd aici că oriceva nu-ți convine, ori consider că cineva face o nedreptate, ori spui tu că viața e nedreaptă cu un copil, cu persoana iubită, undeva anume. Ideea este că lucrurile se rezolvă, mai ales dacă încerci să-ți urmărești și tu puțin interesul tău, da? mai lasă-i puțin și pe ceilalți în urmă că ei oricum da, își vor urmări și ei interesul. Ultima carte pentru pești este 8 de monede și aici văd clar că nu știu, lucrezi la ceva, ești foarte atent la detalii, se ia o decizie importantă la locul de muncă, undeva anume și e ceva ce ține de un șef sau ceva ce ține de o persoană foarte importantă pentru tine. O eventuală legătură cu Zodia Gemeni și cu Zodia Berbec, văd aici. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like dacă v-au plăcut previziunile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă vreți, vă invit la filmările pentru această săptămână. Vă invit și la filmările pentru septembrie, pentru că mai urmează evenimente foarte, foarte faine și stați aproape că mai apar surprize frumoase pe acest canal. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi de marți cât mai frumoasă!